Din păcate, ne trezim în situații în care directorii în vârstă sau care îndeplinesc condițiile de pensionare fără să anunțe sau îndeplinind condițiile minime, intempestiv depun cerere de pensionare și atunci suntem obligați să găsim o soluție de moment prin împuternicire. De când am venit la conducerea administrației, vă pot spune că am organizat un concurs care, de fapt, l-am propus Ministerului Justiției, pentru că directorii de penitenciare sunt în competența Ministrului Justiției, primind numirea în funcții. S-a organizat un concurs pentru 15 funcții de director. Au fost ocupate 13 din cele 15 și am demarat din nou pe sfârșitul anului trecut ocuparea a 3 funcții de director de penitenciare. Între timp s-au mai pensionat 4 și sunt împuterniciți directori acolo. Cât se poate de repede și Ministrul Justiției va dispune, vom organiza un alt concurs pentru a evita o astfel de, sau astfel de situații, cum a spus dumneavoastră, să fie numiți împuterniciți și nu prin concurs. Dar absolut toți directorii numiți definitiv pe funcții sunt prin concurs, ocupat funcțiile prin concurs. Ce puteți să ne spuneți referitor la această cifră a cererilor de pensionare formulată de către directorii de penitenciare și cum vă explicați? Mi-o explic prin faptul că sunt oameni care au îndeplinit condițiile, că sunt oameni angajați în anii 90, care au acumulat 20, 27, 30 de ani de vechime, îndeplinesc condițiile și atunci își doresc să iasă la pensie, să-și poată continua viața și eu zic că e benefic pentru sistemul penitenciar ca un eșalon nou de tineri ofițeri să poată promova în funcții de conducere și să continue reforma în sistemul penitenciar.